A fost scăpată de sub control. Am văzut controlele anilor precedenți, județe care au 30 de controle, 40 de controle către balastiere și nicio sancțiune, ca și cum toate balastierele astea ar fi funcționat perfect. Controlele s-au întețit în 2020, dar până în 2020 ce s-a întâmplat pe controle vis-a-vis de balastiere ar trebui să fie subiect de lucru pentru DNA, categoric. Știm în momentul de față câte balastiere lucrează legal și câte ilegal? Suntem în plin proces de inventariere și de acțiune pe teren, în momentul de față vis-a-vis de balastiere. Nu pot să vă dau foarte multe detalii, pentru că suntem în controle pe balastiere vis-a-vis de cele care lucrează ilegal. Dar aici sunt niște aspecte fine, pentru că o balastieră care lucrează legal, poate în terasă, undeva la 300 de metri de malul apei, de malul râului, poate să mai aibă un punct de lucru, legal sau ilegal, în partea inferioară a râului, în albia minoră, și se extragă ilegal material, agregat mineral de acolo. Ceea ce se întâmplă, și pentru asta avem controle în desfășurare și am avut tot așa cu echipe mixte. Am evitat de a mai trimite comisarii din teritoriu în județul respectiv, pentru că istoric ne arată că n-au avut niciun fel de eficiență, ba eu am suspiciuni vis-a-vis de activitatea lor în controlul balastierelor.